Iona, capitolul 1, versetul 3, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Iona, cartea lui Iona, capitolul 1, versetul 3. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călător la Tars, departe de fața Domnului. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. În numele Domnului Iisus Hristos vă salut pe toți cu mult respect și prețuire. Dorim ca Dumnezeul cerurilor să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta de a fi împreună din nou în această dimineață. Nu m-am gândit la lucrul acesta, dar aceasta a fost hotărârea Domnului. Aseară am slujit în Biserica Domnului din Pecica. Am așa ceva. Așa ne-am bucurat acolo și mulțumesc Domnului căci, iată, Dumnezeu a rânduit să ne vedem din nou. Mă bucur pentru fratele Avram să vă mai văd, sora Geta, Domnul să vă binecuvinteze. Am înțeles că mâine o să zburați spre Statele Unite. Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin. Și să vă păzească în călătorie și să sosiți cu bine la cei dragi. Mă bucur să-l salut pe fratele Viorel, soția lui, pe Adriana și pe toți, la modul personal și individual, vă salut cu mult respect. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. De altfel, spunea cuvântul Domnului în cartea profetului Mica, la capitolul 4, versetul 5. Iată, Mica, la capitolul 4, versetul 5, pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului lui, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru. Fiecare cu Dumnezeul lui, dar noi cu Dumnezeul nostru. Și să știți că e foarte adevărat, la ora actuală să te ferească Domnul, dacă îndrăznești să spui ceva despre cineva, s-ar putea să ai mari repercursiuni. V-am mai povestit ce mi s-a întâmplat aici lângă Arad, în timpul unei predici, cum doi din Siria s-au ridicat direct în picioare în timpul predicii și au spus: ce, Domnule, n-aveți dreptate, Domnule. Eu vorbeam despre Dumnezeul evreilor, cum că El este singurul Dumnezeu adevărat. Și ăștia s-au supărat foarte tare. Eu n-am amintit absolut nimic despre Mahomet, nici de Brahma, nici despre Buddha, nici despre Confuci. Absolut nimic. Ori ei s-au ofensat, s-au enervat. Au ieșit afară, au venit înapoi. Dacă am văzut că ei se enervează așa de tare, m-am gândit, păi eu ce să vă fac, eu n-am nicio vină. Și Duhul Sfânt mi-aduce aminte alt verset. Psalmul 96, versetul 5. Psalmul 96, versetul 5 spune: Dumnezeii tuturor popoarelor sunt niște idole, să fie clar și limpede. Dumnezeii tuturor popoarelor sunt niște idoli. Singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul care a creat cerul, pământul, marea și uscatul. Acela este singurul Dumnezeu adevărat. Și eu mă bucur, vă spun la modul cel mai sincer, eu aparțin și dumneavoastră aparține acestui mare Dumnezeu adevărat. Pentru noi nu va fi o înșelăciune. Vai, mare înșelăciune! În momentul când va veni, se va întoarce regele, mulți își vor da seama că au fost înșelați, dar va fi prea târziu. Sunt convins, Biserica Domnului din Semla, Biserica Domnului autentică de pe întreagă planeta aceasta, când va apare regele, vom pleca de aici și vom fi totdeauna cu Domnul. Să ne ajute Dumnezeu! Amin. Duhul Sfânt m-a călăuzit pe pasajul acesta și aș dori să mă ajute Dumnezeu să vestesc cuvântul Domnului. Aș dori în această dimineață să vorbesc despre drumul care duce departe de fața lui Dumnezeu. Drumul care duce departe de fața Domnului. Dacă dumneavoastră ați fost atenți în timp ce eu citeam versetul acesta 3, de două ori sau de trei ori este amintit în versetul acesta: și Iona s-a sculat ca să fugă departe de fața Domnului. Pe Iona asta l-a interesat, cât mai departe de fața Domnului. Și iată, spune versetul 3, Iona s-a sculat să fugă la Tars, atenție, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, s-a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie să meargă împreună cu călătorul la Tars, departe de fața Domnului. Doamne, măi Iona, măi frate Iona, dar ție ce ți-a venit acum? Într-una din zile, Domnul stă de vorbă cu Iona, fiul lui Amitai. Iona, fraților, era un pocăit veritabil, un proroc. Păi să stea Domnul de vorbă cu el? Eu zic că și lucrul acesta nu este un lucru mic. Mulți la ora actuală spun: Domnule, că am văzut că mi s-a arătat. Bine ar fi ce spui să fie adevărat, dar în momentul în care adaugi de la tine, e mare păcat, fraților. Bine, dacă Domnul îți transmite prin profeție două cuvinte, spune poporului două cuvinte. Dacă ți-a spus trei, spune trei, dar nu adăuga, nici nu scoate.
Pentru că își spune și Domnul, cine adaugă sau scoate, îi se adaugă urgiile și va fi scos de la pomul dreptul, de la pomul vieții. Prorocul adevărat transmite exact ce spune Domnul. Atât. Fără să caute la fața omului. Foarte mulți prorocesc de bine când au de prins ceva între dinți. Asta nu vă spun de la mine, spune Scriptura. Dacă prinde ceva între dinți, îți prorocește bine. Am fost într-o situație foarte penibilă, nu de mult, când la un moment dat s-a întâmplat într-un cămin cultural, era o seară de evangelizare, au venit foarte mulți oameni din lume, domn și doamne, director, profesor, medici, așa în căminul acela și a început seara de evangelizare și la un moment dat un neavizat, așa, spun eu, a început să prorocească pe acolo. Dacă prorocea de la Domnul, totul era ok și mă bucuram foarte mult. Dar problema a fost că și el nu spunea de la Domnul și a început să prorocească și să strice lucrurile pe acolo. Și m-am apropiat de el frumos, finu, și am spus, te rog, liniștește-te, calmează-te, ocupă locul ai. Ce credeți că a făcut? S-a enervat foarte tare pe mine și a început să-mi prorocească mie, cum că mă bate Dumnezeu și mă va trăzni. Da, vedeți? Se întâmplă și lucrul. Asta nu înseamnă că eu nu cred în lucrarea profeției, a Duhului Sfânt. Îmbrățișez de cele mai mici detalii lucrarea. Dar sunt unii care trec efectiv peste toate barierele și nu se conformează. Aibă Domnul milă de noi. Iona a fost chemat de Domnul la un sfat. Și Domnul i-a dat o misiune. Și a spus, Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și transmite un mesaj pe care eu, Domnul, ți-l dau. O predică foarte scurtă. Că bine ar fi și predicatorii care trec pe la învoane să predice ce le spune Domnul. Asta e foarte important. Să predice ce le spune Domnul. Și Iona s-a gândit el și a spus, Doamne Dumnezeu, păi mă trimiți odată la Tars să predic și tu îmi spui ce să predic. Da, acesta este mesajul. Păi dacă mai trimite cu alt mesaj, ar fi foarte frumos. Dar să mă trimiți cu un mesaj care conține un avertisment. Și mesajul suna cam așa. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Îi spulber de pe fața pământului. Există în mesajul acesta vreo speranță? Cum Domnul i-a spus lui Iona? Păi cum te uiți așa, zici, mă, Domnule, la început nicio speranță. Dacă spunea Domnul, du-te și spune-le, măi Iona, dacă o să vă întoarceți, dacă o să vă pocăiți, dacă vă veți lua noi legăminte, mai stăm de vorbă. Nimic, absolut nimic. Foarte supărat a fost Iona. Și Iona s-a gândit atunci în momentele acelea. Care dintre pământeni mai deține secretul ăsta? Oare vreunul dintre pământeni mai știe? Nu știe, Domnul. Eu sunt singurul dintre pământeni căreia Domnul mi-a descoperit secretul ăsta și mi-a dat misiunea asta. Ce-ar fi să nu mă duc? Și să nu-i anunț pe sirieni ăștia, și așa eu nu-i suport, că în multe circunstanțe au fost și au intrat în război cu evreii, ce-ar fi să nu mă duc? Și Domnul mi-a spus, 40 de zile, 40 de nopți vor trece și dacă nu-i anunță nimeni, să-i trăznească și să-i omoare. Ăsta a fost Iona. Afară supărare, Iona a fost în momentul acela așa foarte nevegător. El nu iubea pe oamenii aceia. Aminteam aseară la pecă, dacă ai pune pe talerele unui cântar, pe un taler să-l pui pe Iona și pe un taler să-l pui pe Moise. Fraților, diferența ar fi de la cer la pământ. Iona nici nu vrea să-i anunțe și să gândește să-i tune, să-i trăznească. Moise s-a interpus între cer și pământ, Dumnezeu și om, și a spus, Dumnezeule, de cât să omori poporul ăsta evreu? Căci Domnul i-a spus lui Moise, trage-te, Moise, tu la o parte. Din tine am să fac un neam mare, dar pe poporul ăsta acum ai pedepsit și nimicesc, deoarece au făcut un vițel și s-au închinat vițel. M-au sfidat și păcătuiesc intenționat. Și Moise a spus, Dumnezeule, de cât să omori pe ei, mai bine omoară-mă pe mine. Moise era un om cu totul special. Iona, foarte interesantă viața lui Iona. Dar până la urmă, slavă Domnului că s-a pocăit și Iona și până la urmă totul a ieșit bine. Iona s-a gândit, nu mă duc și nimicește-i Dumnezeule. Dar ce vei face? Păi mi-a spus Domnul să mă duc la Tarsul Ciliciei, undeva aproape. Foarte aproape. El ce s-a gândit? Mă duc la Tarsul Iberic, undeva spre Spania, la Tarragona. Poate unii ați fost pe la Tarragona. Există un port la Tarragona, foarte frumos. Eu am fost acolo și am vizitat de vreo două ori. Foarte mult mi-a plăcut. Dragii mei, în mintea lui Iona a venit așa un duh, spun eu, care
s-a cuibărit și pe urmă a câștigat teren. Iată versetul 3 spune, și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iona, de ce vrei să mergi departe de fața Domnului? Păi cât mai departe, căci probabil nu mă mai poate controla. Știți dumneavoastră că unii tineri care au plecat din România, au plecat în Spania, Italia, în Irlanda, peste tot. În mintea unora a venit ideea, nu mă mai vede Dumnezeu, nu mă mai controlează Dumnezeu. Am trecut de granițele României, pot să fac ce vreau. Și o iau prin cluburi, o iau cu femei, cu fete. Domne, distracție. Păi nu mă mai vede Dumnezeu. Vedeți ce mare înșelătorie. Stimații mei, ori aici în România, oriunde merge fratele Avram în state, Dumnezeu monitorizează absolut tot. Peste 7,5 miliarde de oameni la ora actuală pe planeta aceasta, Dumnezeu le ține evidența și contabilitatea firelor de păr. Îți cunoaște absolut totul. Ce gândești, cu ce te îmbraci, momentul în care e supărat. A spus Domnul către Cain, ce ți s-a schimonosit fața? Mă, omule, dar tu ești supărat? Da, păi sunt supărat. Dar unde e fratele tău? Dar ce mă întrebe mine de fratele meu? Domnul știe toate detaliile despre viața ta. Iona s-a gândit, ce-ar fi să fug departe de fața Domnului? O, Iona, tu vrei să fugi departe de fața mea? Va urma să traversezi o perioadă foarte grea. O, mare lucru nu-i. Așa cum spun eu. Ascultați-mă. În primul rând, drumul care duce departe de fața lui Dumnezeu este un drum al coborârii. În momentul acela când ești ispitit de satana să te depărtezi de Domnul, să te distanțezi de Domnul, urmează coborârea. Vei zice, măi frate, dar ce coborâre? Din toate punctele de vedere și la toate nivelurile tu începi să cobori. Deoarece prezența Domnului dă viață, dă binecuvântare, dă sănătate, dă prosperitate. Dar dacă tu te tot depărtezi, te tot depărtezi, te tot depărtezi. Și iată, Iona, spune Scriptura, s-a pogorât în port la Iafa. În momentul acela, tu începi să cobori. Ascultați itinerarul lui Iona. S-a pogorât în port la Iafa. A început să coboare. Și culmea culmelor, în port la Iafa l-a așteptat o corabie. Corabiile pe vremea aceea veneau odată la 3 luni, la 3 luni și jumătate. Soseau, erau foarte puține și circulau foarte rar. Culmea, când satana te ispitește, îți pregătește cadrul în care să poți să te depărtezi de Domnul. Că dacă tu tot ce te cerți cu nevastă ta și te cerți azi și te cerți mâine și te cerți poi mâine și nervos ieși din casă, imediat pregătește satana o altă femeie care să-ți facă ochii dulci și să fie lângă tine și să spună, Domnule, o, nevastă asta nu te bagă în seamă, lasă că voi fi o foarte atentă cu tine. Acesta este diavolul. Dacă tot timpul are ceva de făcut, diavolul se ocupă în mod special de oamenii care sunt un pericol pentru el, de oamenii chemați de Dumnezeu într-o lucrare foarte specială, de leviți, de proroși, de văzători, de evangheliști, ăștia care pun dinamite strategiilor diavolului și care distrug strategiile diavolului spre diavol, cu ăștia mă lupt. Ăștia de pe cluburi și de pe tot felul de localuri de noapte, ăștia domnea mei, n-au nicio, ăștia n-am nicio problemă, oricând pot să-i duc la mine. Dar ăștia care sunt ai Domnului, mă lupt să văd dacă mai am ceva de luat de la ei. Vă amintiți când a murit Moise, că a venit și ăsta, a venit și diavolul. Moise a fost, ce v-am spus, un om al lui Dumnezeu. Și în momentul în care Moise a fost înmormântat, spune Scriptura, amintiți-vă dumneavoastră, Moise a murit pe vârful muntelui Nebo. Și Domnul a dat ordinul la Arhanghel Mihail, coboară de pe munte și mormântează-l undeva în vale. Nu știu eu cine a mai participat la mormântarea lui Moise, probabil corurile de îngeri au cântat, dar spune Scriptura, s-a prezentat și diavolul. Și a venit diavolul. Și arhanghelul Mihail a spus, tu ce cauți aici? Domnul să te muse, satanul pleacă de aici. Ăsta e robul lui Dumnezeu, ăsta e omul lui Dumnezeu. Dar tot de ce ai venit, diavole? Am venit să vedem, dacă n-am și eu ceva de câștigat de... Dar ce să ai de câștigat? Păi odată l-a supărat pe Domnul, domnule. Știți că Moise l-a supărat pe Domnul odată în viața lui, în pustia țin la cade, când a spus, oare vom putea noi să vă scoatem apă, mă, oameni buni? Și a luat toiagul și a lovit stânca și nu trebuia să lovească. Stânca a fost lovit odată la Refidim. Diavolul ăsta e foarte șiret. Umblă după oamenii lui Dumnezeu. Iona, ți-am dat o misiune. N-am timp, Doamne. Coboară în por la Iafa și îl așteaptă corabia. Fii foarte atent când ești cel mai nervos și cel mai tulburat. Satana îți creează cadrul să te prăbușești cu totul. Atunci veghează foarte tare.
Iată l-a așteptat corabia. S-a coborât în port la Iafo, spune Scriptura, apoi se coboară mai jos. El, intenționat, a coborât în cală, în partea cea mai de jos a corabiei și ce a făcut? S-a culcat și a dormit dus. Măi omule, drumul care duce departe de fața Domnului e un drum al coborârii. Încep să cobori, să cobori. Și Domnul s-a uitat la el și a spus, tu dormi aici? Da, nicio problemă. A stârnit pe mare o furtună puternică, un vânt năpraznic, corăbierii erau foarte panicați, nu? Comandantul era foarte disperat. Ce se întâmplă, omule, aici? Ce se întâmplă? Am citit de undeva despre un comandant de vas, că trebuie să aibă capacitatea să ia o decizie în ceea ce privește viața și moartea într-o secundă. Adică un comandant de vas trebuie să spună, asta facem acum, asta facem acum. Nu, stai puțin să mă gândesc, stai să mă consult. Până te gândești și te consulți, ai murit. Să fie clar. Și în momentele acelea de criză, când toți erau panicați, comandantul a luat o decizie și a spus, toți de pe corabia mea să îl cheme fiecare pe Dumnezeul lui. Cum? Păi să ne rugăm. Și s-au pus toți pe genunchi și s-au rugat. Iată versetul care spune 5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Parcă-i văd unii cu fața spre Meca, alții cu fața la pământ, alții în genunchi, alții cu mâinile ridicate, alții au strigat Buddha, Brahman, Confuciu, măi, Mahomed, Allah, păi salvează-ne că murim aici. Păi au început ăștia să se roage toți de pe corabie, se termină rugăciunea, nimic, domnule. Vântul mai puternic și corabia din secundă în secundă să se termine. De ce credeți dumneavoastră că pe niciunul nu l-a ascultat Dumnezeu de pe corabia asta? Nici unul nu-l chema pe Dumnezeul adevărat. Unul singur îl cunoștea pe Dumnezeul adevărat de pe corabia aia. Și ăsta era, și ăsta dormea dus. Unul singur și Dumnezeu nu încurajează idolatria. Puteți voi să faceți ce vreți. Dacă nu mă cheamă cineva pe Dumnezeul celui eu nu răspund, a spus Domnul. Unul singur și ăsta dormea dus. Fraților, iată, Iona coboară în port la Iafo. Coboară în cală și se culcă și doarme dur. Și la un moment dat, comandantul dă de el. Și a spus, ascultă-mă, tu cine ești? Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerului care a făcut cerul, pământul, marea, marea asta care, pe care noi navigăm acum, a fost făcută de el. Și comandantul a spus, cum? Dumnezeul tău a făcut cerul, pământul, marea? Da. Înseamnă că Dumnezeul tău este Dumnezeul adevărat. Și noi tot strigăm aici și nimeni nu ne ascultă. Păi nu le-am chemat pe Dumnezeul adevărat. Mă, ce-ar fi să te coborâm noi pe tine mai jos? Că drumul care duce departe de fața Domnului este un drum al coborârii. Și până acum ai coborât tu. Dar de acum o să te coborâm noi, oamenii. Că așa se întâmplă omului care fuge departe de fața ta. Și l-au luat pe Iona. Probabil 4 marinari l-au prins unul de mână, unul de altul, unul de picior, din altul și au spus, peste bord. Până acum ai coborât tu mai jos. Acum te coborâm noi, oamenii. Așa se întâmplă omului care merge și fuge departe de fața Domnului. Coboară el. După aceea îl coboară oamenii, mai jos, mai jos. Și după aceea intervine Dumnezeu și spune, ce-ar fi să te cobor mai jos? Cum? Te cobor mai jos. Uite, oamenii te-au aruncat în mare. Dar eu, marele șef al Universului, o să ordon unui cașalot să vină să te înghide și să te coboare mai jos. Și atunci Iona mărturisește, m-ai coborât până la temeliile munților. Toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine. Trestia și papura s-a învârtit în jurul gâtului meu. Nu mai ziceam că am să mai văd pe cineva pe pământul celor vii. Doamne, sunt terminat pentru totdeauna. Drumul care duce departe de fața Domnului e un drum al coborârii. Cobori tu, te coboară oamenii și te coboară mai jos. Te coboară Dumnezeu. Punctul cel mai de jos al lui Iona a fost momentul în care un pește l-a aruncat pe țărmul Ninivei, l-a vomat așa pe țărmul Ninivei. Când te uiți la el, o vărsătură de pește. E greu termenul ăsta, dar așa spune Scriptura. Căci Domnul a vorbit unui pește, varsă-l pe țărmul Ninivei. Nu pot să folosesc alt termen decât termenii folosiți de Scriptură. Măi, Iona, păi tu dintr-un proroc ai ajuns acum o vomă de pește. Iată, ești pe țărmul Ninivei. Cum ești cu tine? Păi pielea galbenă, acizei au început să lucreze, hainele cu miroare. Păi, dar cum
miroase haine din pântecele unui pește după 3 zile? Costumul tău ăla mai frumos, noi ne mai luăm de pe la secă, mai facem cumva. Dar ăsta, îmbrăcat frumos după 3 zile, imaginați-vă-l acum pe țărmul Ninivei. No, eu n-a ce zice acum, ai fi bun de predică sau n-ai fi bun? Doamne! Așa se întâmplă omului care fuge departe de fața Domnului. Tu crezi că-ți merge bine fără Dumnezeu, frate? Nu-ți merge bine. Fără Dumnezeu nu vei avea binecuvântare, nu vei avea liniște, nu vei avea pace. Vei începe să tot cobori în jos, în jos, în jos. Tu ai impresia că faci bani, faci de toate, dar fără Dumnezeu nu-i binecuvântare. Ceea ce adun cu mine, zice Domnul, aceea este binecuvântare. Dar ceea ce adun fără mine se scurge precum nisipul dintr-o clepsidră printre degete și tot fără nimic rămâi. Binecuvântarea Domnului, spune Proverbe 10:22, îmbogățește și Dumnezeu nu îngăduie să fie urmată binecuvântarea Lui de niciun necaz. Doamne, binecuvântă biserica din Semla, binecuvântă robii Tăi și cei care stau înaintea Ta și harul Domnului să fie peste noi și să ne binecuvinteze. Slavă și onoare Domnului! Iată, drumul care duce departe de fața Domnului, în primul rând, e un drum al coborârii. Cobor, 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 cobor. Tot cobori până ajungi la un moment dat într-o situație deplorabilă. Domnul să aibă milă de noi. Mergem mai departe. Drumul care duce departe de fața Domnului e un drum foarte costisitor. Te costă, mă frate. Iată, Scriptura spune în versetul care l-am citit, a plătit prețul călătoriei. Iona coboară în port la Iafo și scoate bănuții. Și a plătit prețul călătoriei. Măi, Iona, dar tu ce plătești acum? Plătesc să fug departe de fața Domnului. Asta plătești, asta plătești. Oameni buni, frați, surori, prieteni, dacă sunteți, drumul care duce departe de fața Domnului e un drum costisitor. Enorm de mult plătești. Cum e posibil? E foarte posibil. Amintiți-vă fiul risipitor din pilda aceea. A cerut partea de avere de la tată și în mintea lui a venit ideea. Îmi dă partea de avere și unde mă duc? Într-o țară cât mai depărtată. Căci doar averea, nu pot să o cheltuiesc lângă tata și să o risipesc. Lângă tata se adună avere. Dar dacă te duci departe de Dumnezeu, se risipește averea. Și fraților, Iona ăsta, fiul risipitor, ia banii de la tata și dus a fost într-o țară cât mai depărtată. Și a cheltuit toată averea în plăcerile lumii, cu femeile stricate, ducând o viață destrăbalată, cum foarte mulți fac la ora actuală. Și spun, Domnule, asta e viața, trăiește clipa, nu pierde nimic. Și așa, ce mai știm noi ce o fi dincolo? N-a venit nimeni din Împărăția Cerului să ne spună ce o să fie acolo. Spun unii, aici mi-a spus cineva, voi frate, aici e raiul, aici e iadul pe pământ. Mănâncă, bea, veselește-te, simte-te bine. Ce mai știm noi ce va fi acolo? Ia banii și departe și ăsta fiul risipitor. O, mă băiete, va veni o zi când vei plăti tu drumul ăsta foarte tare. Căci drumul ăsta e foarte costisitor. Și la un moment dat îi se termină bănuții. Și dacă i s-a terminat bănuții, n-a mai avut ce să mănânce. A fost angajat de un locuitor al băștinași de acolo al țării să-i păzească turmele de porci. Și turmele de porci mâncau roșcoave, spune Scriptura. Roșcoavele sunt niște păstări. Dumneavoastră ați văzut, păstările astea cresc în copaci, sunt foarte bune, am făcut, desfăcut niște roșcoave din astea în Spania. Am văzut un roșcovan din ăsta, un copac și am luat niște păstări din astea. Să știți dumneavoastră că sunt dulci și bune. Și spune Scriptura, băiatul ăsta la un moment dat se uita cum mănâncă porcii roșcovelele astea, tare le-ar fi mâncat și el, dar păi nu le avea. Băi omule, acum încep să plătești. Drumul care duce departe de fața Domnului, plătești. Te costă. N-ai mâncat niște roșcovele? Vai, cum n-aș mânca. Dar de unde? Scriptura spune la un moment dat, hainele pe el miroseau a păcat, a nelegiuire, desculți, flămând, hărțuri, hainele sfârșticate toate, rupte toate. Mă, băiete, mă, băiete, te costă enorm. Stând și văzând ce mănâncă porcii la roșcoave și aduce aminte, când eram eu acasă la tata, cum mă servea pe mine tata cu friptură de vițel, pahare de cristal, farfurii de porțelan, fața de masă curată. Eram tratat ca un rege și acum am ajuns departe, plătesc enorm. Domnul să aibă milă de noi. Dar, stimată doamnă, femeie samariteancă, cu dumneavoastră ce se întâmplă de la ora miezul zilei. Știți că la evrei femeile ies după apă dimineața pe răcoare sau seara pe răcoare.
Dar femeia samariteancă, mie sus zile, spune Scriptura, ia vatra pe umăr și la fântâna lui Iacob în ținutul siar după apă. De ce mergi după apă, stimată samariteancă? Păi, Domnule, dacă tot mă întreb de ce merg după apă, păi, n-am avut, așa să spun termenul ăsta, cum spun oamenii, noroc în căsătorie. Am avut 5 bărbați și pe care l-am nu este al meu. Toată cetatea mă batjocorește, m-au pus în cântările lor de batjocoră, au făcut din mine câte și ălea lucruri rele. Și uite-te, de rușine ies acum pe miezul zilei. Măi, femeie, dar cum e fără Dumnezeu? Dezastru. Toți mă pun în cântecele lor de batjocoră și îl batjoc de mine. Vai, scump e drumul ăsta care duce departe de față. Mult plătești pentru drumul ăsta. Păi n-ai avut femeie, păi n-ai avut un noroc. Foarte mulți la ora actuală se joacă cu lucrurile astea. Se căsătoresc unui tine după 3 luni. Divorț, Domn. Ce divorț, Domn? Divorț, Domn. Ei spun nepotrivire de caracter și asta am terminat. Și Dumnezeu a spus, ce eu am unit omul să nu despartă. Alții își permit să trăiască cum trăiesc înainte de căsătorie, alții după căsătorie. Și Domnul spune, afară sunt câinii vrăjitori, curvari, închinători la idoli mincinoși. Absolut, ăștia sunt afară. Biserica Domnului autentică trebuie să fie alcătuită din oamenii lui Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu cu o viață sfântă și curată. Altfel plătești. Dar, Domnule Samson, cu dumneavoastră ce se întâmplă? Unde vii ochii, Domnule? Un bărbat atât de voinic și puternic. Unde vii ochii? Dar te văd cu niște lanțuri de aramă la picioare și la mâini. Ce s-a întâmplat cu tine? Samson, ce s-a întâmplat cu tine? Și cu ce vă ocupați acum? Ce profesie aveți? În vârt, la râșniță, în temnițele din Gaza și fac cea mai bio și fină făină pentru domnii filisteni. Dar ce s-a întâmplat, Samson, cu tine? Am fost un om special al lui Dumnezeu. Născut după făgăduință, Duhul Domnului a venit peste mine încă din copilărie. Duhul Domnului m-a mișcat între Țoreia și Eștaol. M-a ispitit satana și am coborât prin valea. O vale acolo, mi-amintesc acum momentul ăsta. Așa am fost ispitit de o doamnă a filistenilor cu numele de Dalila. L-am părăsit pe Dumnezeu cerul și legământul cel adevărat. Au venit filistenii, mi-au scos ochii. M-au legat cu lanțul de aramă și iată unde am ajuns. Scump e prețul ăsta care te duce departe de fața Domnului. Dacă n-ai ce mânca numai o coajă de pâine și un pahar de apă, rămâi credincios legământului care l-ai încheiat cu Domnul. Iată, în al doilea rând, drumul care duce departe de fața Domnului e un drum costisitor, te costă enorm. De ce să-ți pierzi bănuții prin cluburile lumii și să-ți dai toți în stânga și în dreapta, că e rodul muncii tale. Când ai putea cu bănuțeia, cum spunea fratele, să ai grijă de un sărac, de un năcăjit, de un orfan, să susții lucrarea aceasta Evangheliei, să te pleci pe genunchi și să-L onorezi pe Domnul, să construiești o casă de rugăciune despre care a spus Domnul, căci acolo va fi locul unde cobor eu și inima mea și brațele mele și ochii mei vor fi acolo. O, Domnul, să ne binecuvinteze! Dacă este cineva aici în sală, vă dați seama, eu nu vă cunosc, cunosc câțiva de aici, care continuați să mergeți departe de fața Domnului. Domnul vă spune, apropiați-vă în această zi. Alipiți-vă de mine, zice Domnul, căci de mână cu mine sunteți mai mult decât biruitori. Laudă și glorie, Domnul. Mergem mai departe. Auziți ce spune versetul ăsta? Drumul care duce departe de fața Domnului în a treilea rând pune în pericol pe cei care erau în corabie cu el. Și acum vă întreb pe dumneavoastră la rece. Iată, mai întâi a coborât, jos, mai jos, mai jos. Apoi a plătit prețul, te costă enorm. Categoric că te costă. Și acum, spune Scriptura, Iona a mărturisit corăbierului și comandantul, luați-mă și aruncați-mă peste bord, căci din vina mea vine peste voi nenorocirea asta. S-ar putea cei care aleargă și fug departe de fața Domnului a treilea rând să pună în pericol pe cei din corabia cu ei, pe cei din familia cu ei. Că dacă soțul toți banii dă pe alcool și se uită după femei stricate și se duc bănuții, nu suferă familia? Nu pune el în pericol pe familia lui? Stimații mei, dacă ajunge soțul, bărbatul în pușcărie, nu plânge nevasta acasă.
tristă și supărată. Nu plâng copiii pe la școală și ceilalți copii spun și îl sfidează și îl bagi o mândie, taicătă-o, prin pușcărie. Bă, dar voi sunteți niște oameni, cum de a ajuns taicătă-o în pușcărie? Iată, drumul care duce departe de fața Domnului, la treia rând, pune în pericol pe cei din corabie cu tine, familia ta. Păi dacă tu ești căsătorită și soțul tău e șofer de tir și e camioner prin Spania, prin Franța, prin Italia, și dacă nu este un om al lui Dumnezeu în care tu să ai încredere, tu tot timpul te gândești, mă, oare ăsta cu cine, oare ce face? Tu te usuși pe picioare și mor, femeie bună. Ăsta e dezastru. Asta e lucrarea diavolului, stimații mei. Bărbatul trebuie să aibă încredere în femeie și femeia trebuie să aibă încredere în soțul ei, în familia aceea, să fie pace, liniște și binecuvântare. Acolo dă Domnul binecuvântare. În momentul în care tu fugi de Domnul, îi pui în pericol pe cei în corabie cu tine. Și acum toți erau să se nece și corabia praf să se aleagă de ea din pricina lui unu, din pricina lui Iona. Păi Iona, nu te interesează. De ce credeți dumneavoastră că Scriptura spune voi fiți una în biserică? Să vă întrebe dumneavoastră, când a ieșit din poporul Israel din țara Egiptului și au intrat în Canaan, au lovit cetatea Ierihon, au cucerit-o, următoarea cetate trebuia să fie cetatea Ai, o cetate mică. Și ăștia, evreii, au ieșit să lovească cetatea Ai. Dar s-a întâmplat o nenorocire. Au ieșit bărbații din Ai, din cetatea Ai, și au lovit în evrei și le-au omorât. Câți le-au omorât, frate mie, Ai? Vreau 36 de bărbați evrei. Au căzut 36 de bărbați evrei morți. Și a strigat... Acum Iosua spune, Dumnezeule, păi de cine ai scos din țară Egipt să ne omoară ăștia? O mână de oameni? A, nu-i corect, Dumnezeule. Și Domnul a spus lui Iosua, ridică-te de aici, nu sta cu fața la pământ în fața cortului. Cineva a păcătuit în Israel. Păi, Domnule, dacă a păcătuit cineva, de ce suferă tot poporul? Tot poporul suferă aici. Toți pentru unul, unul pentru toți. Cum? A cineva a păcătuit. Pune și trage la sorți, pe seminții, pe familii și Iosua trage la sorți, cade sorțul pe Acan. Acan ne vine tu încoace și spune tu ce ai făcut, că uite, din cauza ta mor evrei în adunare. Când unul păcătuiește și curvește și fură și minte și face câte prostii alea toate, nu ne vorbește de rău toată adunarea? Pe toată adunarea? Și nu sunt oamenii din semn larg, dar ce pocăiți sunt ăștia, Domnule? Ăștia ar fi pocăitul dracului, spun unii. Uite, Domnule, ce face! Uite, Domnule, ăsta era terenul meu până aici, astea etarele mele de pădure, astea sunt turmele mele, ăla fură lemne din terenul meu, ăla face cu tare și cu tare. Domnule, l-am văzut pe ăsta prin cluburi, Domnule. Păi da, așa ceva nu e posibil, mai zice că e și pocăit, Domnule. În momentul în care unul din adunare păcătuiește, toată adunarea suferă de o cară, pentru că oamenii spun, Domnule, lasă-mă cu pocăiță ăștia. Și Dumnezeu spune, ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească și să-l bajocorească, te voi pedepsi și de voi trage la semne. Aibă Domnul milă de noi. Vedeți dumneavoastră, Acan, dat cu tine ce s-a întâmplat? Domnului Iosua. Păi ce să se întâmple? În timpul asediului la Ierihon, cetatea cealaltă. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinea, o placă de aur, 250 de sicli de argint. I-am văzut cu ochii. I-am poftit cu inima. I-am luat cu mâinile. Și unde le-ai dus? Acasă, Domnule Iosua. Unde? În cort. Și am săpat o groapă în cort și am pus acolo și am zis niște bănuți, nu-mi strică, omule bun, bani buni pentru zile negre, să fie niște bănuți. Cheamă pe nevastă ta, a spus Iosua. Pe nevastă mea? Da. Și pe băieți și pe copiii tăi. Cheamă aici în față. Doamna Acan, dumneavoastră acum veți suferi împreună cu soțul dumneavoastră. Că dacă unul fuge departe de fața Domnului, suferă toată familia. Vai, adevărul vă spun eu acum. Adevărul sacre vă spun. Din cauza soțului tău, stimată doamna Acan, va fi o problemă. Adu băieții fetele? Da. Și Iosua a spus, coboară în Valea Sorec și omorâți-i pe toți cu pietre. Păi cum vă întreb, soția avea ceva vină? Poate vei zice, mă frate, că lui soția Nina a fost la luptă. Acolo luptau bărbații. La Ierihon s-a dat un ordin fiecare să meargă drept înainte, frate, drept înainte. Și Domnul a vorbit prin Iosua, să nu luați nimic din prada de război. Absolut nimic. Nici haine, nici aur, nici animale. Toate sunt infectate cu tot felul de boli și de microbi, în care ăștia trăiau în păcate oribile, se închinau la idoli, aveau tot felul de sărbători idolești, infectați cu tot felul de boli, distrugeți și ardeți totul. Totul a fost dat spre nimicire. Și Acan s-a gândit, bă, asta haina asta frumoasă, deși nea nu-mi strică, și bă, nu să ăștia, ce o fi ăștia infectați? Nu să știe niciodată. I-a luat, i-a îngropat,
Și acum soția lui este vinovată prin omisiune. Vreau să vă întreb, stimate surori, vreau să știți exact ce aduc bărbații voștri acasă? Nu trebuie să răspundeți, dar corect ar fi să știți. Așa ar fi corect. Nu spune Scriptura că ce o femeie înțeleaptă își zidește casa cu casa și pe una cam neînțeleaptă o distruge cu mâinile ei? Să știți, noastră, nu e o nevastă neînțeleaptă un ciocan sau un baros și să lovește în geamurile de termopan și în vitrinele scumpe și în parchetul de jos să zice, nu asta se întâmplă, dar o strică cu mâinile ei, nu știe cum să trateze cu soțul ei. O femeie înțeleaptă întotdeauna știe să vegheze asupra ei și asupra casei ei și când a venit soțul cu un sac de bani, îl întreabă, omule bun, de unde-s banii ăștia? Asta face o femeie înțeleaptă. De unde-s? Și el spune, uite, domnule, de aici, de aici, de aici, slavă Domnului, îți binecuvântat. Dar dacă îi spune, uite, domnule, că ce a fost și cum a fost și așa, femeia înțeleaptă spune, mulțumesc, n-am nevoie de bani din ăștia. Păi nevasta lui Acan putea să-l întrebe, omule, dar de unde-s placa asta de aur? De unde ai luat-o? Păi de la cucerire. Și ce a spus Domnul prin Iosua? Să n-aduci nimic. Zvârcui afară, omule bun. Mie nu-mi trebuie bani din ăștia. Ne mai opreau unii pe vremea lui Ceaușescu, ne întreba, mă, omule, nu vrei motorină? Păi tu de unde ai motorină? Păi de la patronul, de la companie. Uite, ți-o dau puțin mai ieftină. Și dacă vezi un hoț, te-ai făcut prieten cu el și frate cu el. Păi nu vreau motorină. Nu vreau, omule bun. Pentru că nu vreau să mă unesc cu el. Eu vreau să-l slujesc pe Dumnezeu cel. Drumul care duce departe de fața Domnului, un drum al coborârii, tot cobori. În al doilea rând, e un drum costisitor, trebuie să plătești. Unii plătesc de o viață, tot plătesc, i-a părăsit nevasta, au rămas singuri, plâng copiii pe treptele tribunale, numai lacrimi și durere și durere. Ăsta e drumul care duce departe. În al treilea rând, pune în pericol pe cei din familia ta, din casa ta. Soția trebuie să aibă odihnă și liniște în familie. Dacă soțul ei nu are siguranță în el, niciodată nu are liniște femeia. Se uscă pe picioare și moare. Domnul să ne cerceteze în această milă. Și Domnul să aibă milă de noi. Frați și surori, timpul s-a dus. Vreau să vă mai spun ceva. Drumul care duce aproape de fața Domnului. Să nu ziceți, mă, veni Călin, fratele Călin ăsta și numai ne-o năcăjit. Haideți un pic să vă mai încurajez un pic. Dar nu pot să vă încurajez numai limitele Scripturii. Drumul care duce aproape de fața Domnului de data aceasta, ascultați-mă, am întors moneda inversă. Drumul care duce departe, ai încurcat. Drumul care duce aproape de fața Domnului, ascultați-mă, e o binecuvântare. E o binecuvântare. Drumul, în primul rând, care duce aproape de fața Domnului, este un drum al căinței, al părerii de rău. Și dacă ai călătorit mult pe drumul care duce departe, ți-ar fi greu în această zi să te întorci la Domnul și să spui, iartă-mă, Dumnezeule. Dumnezeule, te-am sfidat, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Știți că fiul risipitor la un moment dat i-a venit mintea la loc? Și a venit în fire și a zis, ce-ar fi să mă întorc acasă la tata? Domnule, tata are belșug de pâine și eu mor de foamea ei. Un drum al căinței, ai părerii de rău. Și vine mintea la loc și se întoarce. Și de departe strigă, tată! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Tată, te-am supărat, te-am năcășit, iartă-mă, fă ceva cu mine. Ți-ar fi greu în ziua de astăzi să te prăbușești la picioarele regelui și să spui, Doamne Iisuse, iartă-mă, te rog. Doamne Iisuse, m-ai ispitit satana și am mai băut câte o bere. Doamne Dumnezeule, m-ai ispitit satana și m-ai mai vizionat ce am vizionat pe la filmele astea picante. Doamne, te-am supărat. Am mai tras o palmă la nevastă mea. Doamne, la adunare nu prea mă duc, nu am timp. Doamne, am mai luat din lucruri care nu aparțin. Iartă-mă, Dumnezeule! Atitudinea asta sensibilizează inima Domnului Iisus și când vii cu recunoștință, Domnul spune, cum a spus tatăl către fiul risipitor, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea. Încălțămintele în picioare, puneți-i și un inel în deget. Băiatul ăsta meu a fost pierdut și s-a găsit, a fost mor și a înviat. Taie vițelul grășat, să mâncăm, să ne veselim, să dăm slavă Domnului că s-a întors un fiu pierdut acasă. Iată ce interesant este drumul care duce aproape de fața Domnului. Vino omule aproape de fața Domnului. Ți-ar fi greu să te căiești? Amintiți-vă de Petru. Petru s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Și a spus, nu-l cunosc. Și în cele din urmă a ieșit afară din pretoriu și ieșind s-a întors așa și l-a văzut pe Domnul. Când s-au întâlnit privirile, Petru a ieșit afară și a început să plângă cu amar. Îi zburau lacrimile de pe obraz. Și a spus, Dumnezeule, m-am lepădat de tine.
cel mai iubit pe care l-am iubit atât de mult, regele meu Iisus. Oare mă mai poate ierta? Uite ce m-a ispitit Satana. Și în față la cine? Că dacă era un ofițer roman, în față la slujitoare. Are spălat pe acolo sau făcea foc ceva. Și asta l-a întrebat, măi omule, dar și vocea te dă de gol că ai umblat cu Galileanu. Băi, femeie, s-a blestemat așa, lasă-mă, măi. După înviere, spre Scriptura, Domnul s-a ales pentru prima dată să arăta lui Magdalena. De ce a ales-o să se arate pentru prima oară dintre pământele lui Magdalena? O să vă spun eu asta altă dată. S-a arătat lui Magdalena și a spus lui Magdalena, auzi, nu mă ținea, du-te și spune fraților mei că am să mă arăt lor în Galileea. Dar Magdalena, în mod despre, spune-i să vină și Petru. L-am iertat, femeie bună. Spune asta că l-am iertat. Căci așa e drumul care duce aproape de fața Domnului. Pe cine din Scriptură știți vreodată să strige după rege și regele să nu-l bageți? Că atâta dragoste și iubire are Domnul pentru noi. Te iubesc cu o iubire veșnică, spune Scriptura, îți păstrez bunătatea mea. Vino, omule, și spune, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău și nu mai fac. Și Domnul spune, vino să te îmbrățișez. Bunătatea Domnului nu este ca omului. Amintiți-vă când a fost David ordinat, uns ca împărat, la Hebron și apoi la Ierusalim, a pus o întrebare, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să mă îndur de el sau să mă por cu el cu o bunătate? Ca bunătatea lui Dumnezeu. David știa cum e bunătatea lui Dumnezeu, că vai câte au trecut și peste David și câți ani l-a prigonit Saul și a vrut să-l omoare. Și ăsta a spus, mă por cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e aici în adunare acum. Domnul să toarne leac alinător pe rane. Domnul să lege rănile care sângerează. Dacă este vreun suflet obosit, Domnul să-l ia în brațele lui. Spunea un frate odată, foarte supărat, că în cele mai grele momente, când eram cel mai bolnav, m-a părăsit Dumnezeu și Domnul a îngăduit să-i arate urmele lui pe țărmul mării pe nisip. Și s-a văzut cum mergea cu Domnul Iisus de mână pe țărmul mării pe nisip și două urme mergeau paralel una lângă alta. Și la un moment dat, culmea, rămâne numai o urmă pe nisip. Și fratele spunea, atunci am fost în spital, eram în comă. Uite, numai urmele, o urmă este pe nisip, m-a părăsit Domnul. Și Domnul i-a spus, ascultă, urmele alea pe nisip nu sunt urmele tale. Cum nu? Urmele alea pe nisip, o singură urmă acum, sunt urmele mele. Dar eu unde eram? Te-am luat pe brațe, mă, omule. Și când era mai greu, eu te purtam pe brațe și urmele astea singurul, sunt mai urmele mele. Nu o să mai face tu probleme, căci numai datorită dragostei lui Dumnezeu mai pulsează inima în piept. Glorie și onoare, Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze! A strigat mica, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu ține mânia pe vecie, căci lui îi place îndurarea. El va arunca înapoi păcatele tale, la adâncul mării le va călca în picioare și îți va spune, viule, vino că de când te tot aștept. Slavă și onoare Domnului! Un drum al recunoștinței, un drum al părerii de rău, un drum al smereniei este drumul care duce aproape de fața Domnului. Vino astăzi, căci El te primește cu mare dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze și numele Domnului să fie slăvit și onorat. Amin.